Bună dimineața și bine ați venit la o nouă ediție de Graphene Talks. Astăzi suntem în Herăstrău Plața și avem un invitat din nou special, Alexandru Manea, de la ANG Luxury Properties. O să vorbim astăzi despre proprietăți de lux, despre proprietăți de la 500 de mii de euro în sus, ca valoare. E clar că e o piață în expansiune în România și de asta am zis hai să-l avem pe Alexandru alături de noi să ne povestească, să vedem cum merge piața asta a luxului, a imobiliarelor de lux în România. Bună dimineața, Alexandru! Bine ai venit alături de noi! Mulțumesc pentru invitație! Bun, conduci singura agenție pe care o cunosc eu, care se ocupă exclusiv de tranzacționarea imobililor de lux. Spune-mi dacă e așa sau nu. Așa este, momentan suntem singura companie. Nu mă așteptam în momentul în care am deschis împreună cu Nicoleta divizia asta și ne gândeam să deschidem această divizie. Mă așteptam să văd și alți jucători în piață pe partea rezidențială de lux, adică să fie foarte bine închegați ca și nișă. Nu că avem așa câte 1-2 consultați dintr-o companie imobiliară. Nu a fost așa. Ne bucură faptul că suntem momentan singuri oameni care suntem dedicați doar pe nișa de luxury și am început cu dreptul, zic eu. Suntem bine. Cine este Alexandru Manea? Care e istoria ta? Păi istoria mea e... Am început să lucrez de la 17 ani. Eram la facultate și am început în alimentație publică. 3 ani de zile am lucrat în alimentație publică până la 20. După aceea am avut așa 3 ani de zile până la 23 de ani am lucrat la Philip Morris. Practic cred că acolo a fost mi-am dat examenul în cei 3 ani de zile de multinațională. Mi-am dat examenul în a fi antreprenor pentru că am văzut foarte multe reguli, am văzut foarte multe proceduri și am iubit aceste reguli și aceste proceduri și mi-am dorit ca în momentul în care o să devin și eu antreprenor să le transmit mai departe în compania mea. Ceea ce s-a și întâmplat de altfel pentru că de când am deschis acest business, mi-am dorit să ajung foarte sus, adică mi-am dorit the sky is the limit, știi? Mi-am dorit să creez o companie cu foarte mulți consultanți. Încă visam de atunci, de când am început business-ul, visam să am sute și mii de consultanți. Momentan avem zeci de consultanți și suntem foarte bine, adică suntem într-un trend ascendent. Și cred că lucrurile astea m-au ajutat și pe mine și pe Nicoleta. Împreună cu soția mea, cu Nicoleta, am creat acest business. Ne-au ajutat, adică avem valori morale înalte în acest business care ne călăuzește și am transmis mai departe organizației și consultanților noștri. O să dau din casă, pentru că Nicoleta când a ieșit a spus să pomenești de mine și ai pomenit. Cine conduce compania? Cum vă coordonați? Păi, Nicol, știi cum e? În business-ul ăsta cred că Nicoleta este creierul și eu sunt, cum ar veni, articulația. Eu pun lucrurile în mișcare. Ea e sita compania, adică de fiecare dată când am o idee, eu transmit ei și ea o cerne foarte bine și după aceea o punem în practică. Pentru că eu sunt super repezit și eu aș pune în practică absolut tot, dar de-a lungul timpului mi s-a demonstrat că nu toate lucrurile puse în practică au și valoare sau pot fi finisate. Bine, da, asta aici vine rolul femeii întotdeauna, că ea e clar că... Da, întotdeauna Nicoleta și întotdeauna când m-a cunoscut și a dorit mai mult de la mine. Adică în momentul în care noi ne-am cunoscut la facultate, eu eram anul 2, ea era anul 1, eu lucram în fabrică. Adică, pe bune, trebuie să-ți dorești mai mult de la bărbatul de lângă tine, băiatul de atunci. Și întotdeauna a avut foarte mare încredere în mine, știa că am potențial și că pot mai mult. Drept dovadă, m-am împins ca să-mi dau demisia și să începem să în alea antreprenoriatului și am început cu un service auto, formă firmă de catering, formă croitorie. Toate trei business-uri au intrat în faliment și după aceea am intrat în domeniul imobiliar unde i-am sprijinit în prima zi, chiar dacă ea între timp era cu facultatea, era la drept și își dorea să devină magistrat. După câțiva ani de zile am convins-o că cea mai bună parte este să mă ajute 100% în business ăsta și să-l creștem împreună, pentru că altfel e un business foarte greu și n-aș fi reușit fără ea niciodată să ajung la nivelul ăsta. Cum a fost
început în imobiliare. Acum cât timp ai intrat? În 2011 am intrat, țin minte, undeva prin august, pentru că noi și apropo de chestia asta, noi acum în două zile plecăm în Dubai și o să avem aniversarea companiei de 10 ani. Opa, la mulți ani, la mulți ani. Mersi, și am început cu un chirier de 150 de euro. Adică mi-am dat seama că, având cele trei business-uri și am intrat cu ele în faliment, mi-am dat seama că eu puneam banii pe primul loc. Adică ca un om de business, lucrurile simple. Ai un leu, trebuie să faci 2 lei. Adică, și atunci am încercat dintr-un leu să fac 2 lei, n-am reușit să fac chestia asta. Când am intrat în imobiliar, m-am gândit doar la oameni. Am zis, ok, nu mă mai gândesc la bani, să fac bani, mă gândesc la oameni. Ce trebuie să fac? Să ajut cât mai mulți oameni. Gândește, Eugen, că în momentul în care am intrat și făceam închirieri foarte mici, oamenii ăștia n-aveau o casă, adică veneau majoritatea din provincie și n-aveau o locuință. Și atunci nu puteam să mă gândesc la un comision. Mă gândeam să-i ajut și să le ofer acea locuință de care au nevoie. Am ajutat foarte mulți oameni, mii de persoane, și cred că asta m-a împins către succes. Faptul că oamenii m-au recomandat din ce în ce mai mult, până am ajuns la nivelul la care să vând proprietăți de milioane, tot cu ajutorul clienților mei și cu ajutorul recomandărilor. Și ce am făcut eu în plus față de alți antreprenori din domeniul imobiliar e că din prima zi mi-am dorit să învăț și alți oameni. Adică am share-uit din ce am învățat eu, de la clienții mei, din deal-urile mele, și am share-uit cu consultanții mei, cu colegii mei, și în felul ăsta ne-am dezvoltat împreună. Până să ajungem să vedem ce înseamnă un apartament de lux, un imobil de lux, nu doar ca valoare, aș întreba de unde vine chestiunea asta de a împărtăși? Adică de unde ai învățat că se poate și împărtăși către mai mulți oameni? Păi eu am fost de fiecare dată când mergeam la un interviu și nu aveam experiență, eram refuzat. Adică am fost refuzat în, cred că, marea majoritate a companiilor unde am aplicat, unde cereau experiență, și am zis, dar eu am potențial, adică eu simt că am un har în domeniul vânzărilor. Și la Filimori am vrut să intru în vânzări, nu mi s-a dat posibilitatea asta, că n-am experiență. Și atunci, cred că din frustrarea de a primi atât de multe refuzuri, mi-am dat seama că dacă eu nu... Marea majoritate care îmi venea, a oamenilor care îmi veneau la interviu, a consultanților, erau fără experiență. Și atunci am vrut să fac lucrurile care mie nu mi-au plăcut, adică să fac invers. Dacă mie nu mi-a plăcut că am fost refuzat și nu aveam experiență, eu să accept oameni fără experiență și să învăț din experiența mea proprie, de o lună, două, trei, în funcție de momentul la care au fost oamenii recrutați. O să vreau să vorbim și despre echipa, apare și acolo pe ecran și o să vedem și pe site și o să povestim despre echipa ta. Hai să ne întoarcem puțin la ce înseamnă imobiliare de lux, ce înseamnă imobile de lux, ce fel de imobile tranzacționați voi? În primul rând, cred că imobiliile de lux înseamnă lifestyle, înseamnă pasiune pentru frumos, înseamnă să te poziționezi în așa fel încât să poți să transmiți mai departe acest lifestyle. Să poți să lucrezi cu clientul tău de la egal la egal, de la partener la partener. Să poți să locuiești în zona în care tranzacționezi. Să poți să ieși la masă cu clienții tăi. Să poți să îi asculți. Adică eu cred că e foarte mult să asculți nevoile clienților. La asta ne-am gândit în momentul în care am deschis nișa asta luxury pe segmentul rezidențial de lux. În ianuarie am pornit ca și companie distincte față de ce făceam înainte în ANG Holding. Și ne-am dat seama că putem să facem lucrurile astea prin consultanță unul la unul cu clientul nostru, ceea ce și facem în prezent. Adică oferim consultanță clienților noștri înainte de procesul de cumpărare sau de procesul de vizionare. Oferim foarte multă consultanță ca să înțelegem nevoia clientului nostru. Și ni s-a demonstrat de-a lungul timpului că, nu știu, vine un potențial cumpărător să cumpără o proprietate de 200.000 și cumpără de 1.000.000, sau intră într-o zonă și cumpără în altă zonă, sau intră pe un apartament și cumpără o casă, pentru că de fapt el înțelege că de fapt nu alea erau nevoile și și-ar dori altceva, și cu ajutorul nostru reușim să-i dăm exact ceea ce își dorește. Și să-și găsească casa de care are nevoie și care îl împlinește. Practic, noi, da, livrăm casa de care are nevoie, casa visurilor lui. Care e, nu știu, proprietatea cu cea mai mică valoare pe care o tranzacționați aici în,
Aici avem, ne ocupăm de marea majoritate a ansamblurilor rezidențiale premium din zona de nord și în aceste ansambluri, după cum știi, sunt și proprietăți de două camere, trei camere, mai avem anumite studiouri și majoritatea, adică aceste unități încep de la 100, 150, 170 în stadiu de proiect, ulterior ajungând la 200-250 de mii de euro un one bedroom apartment. Și cel mai scump apartament tranzacționat? Cel mai scump apartament tranzacționat a fost de 2,6 milioane acum câteva săptămâni. Câteva săptămâni și unde? În ce pasă? În Rachmaninov Residence. Ah, Rachmaninov, ok. Da. Și în rest pe acum pe piață ce? Acum pe piață cel mai scump apartament triplex pe care îl avem e în One Herăstrău Park, 4 milioane de euro. 400 de metri pătrați. Mobilat și utilat, adică complet. Ok, de obicei cum se tranzacționează? Sunt toate mobilate, sunt în diverse etape, se cumpără din fază de construcție? Da, se cumpără în diverse etape. Adică avem proprietăți care se tranzacționează la nivel de proiect, avem proprietăți care se tranzacționează la nivel de, s-a terminat proiectul la nivel de gri. Și avem proprietăți care se fac custom-made pe nevoia clientului, mobilat, utilat. De exemplu, am acum un super proiect în Dorobanți Capitale, Varșovia numărul 6, unde dezvoltatorul a stat un an și 8 luni de zile să se termine acest proiect și acum a deschis, începând de ieri, au deschis porțile pentru a-l viziona și suntem bucuroși că ne ocupăm exclusiv de acest proiect, noi și încă cred că două companii mari de la noi din piață și să reușim să tranzacționăm aici pentru că avem câțiva clienți, avem undeva la vreo 20 de clienți în pending care își doresc foarte mult să vizioneze și deja noi în astea două zile cred că am dus acolo patru potențiali cumpărători care sunt cumpărători nișați, adică pe zona asta, adică își doreau în Dorobanți Capitale un proiect frumos. Bun, e vorba de proiectul da. De aici. Aici, în sfârșit, avem render. Înțeleg eu, și o să-i arăt și spre cameră, înțeleg că acum proiectul este gata, da? Este gata, da. Și dezvoltatorul a așteptat să fie gata. Ca să putem să înțelegem valoarea acestui proiect, să putem să înțelegem finisajele pe care le-a pus, să putem să înțelegem conceptul, a trebuit să fie gata. Pentru că la nivel de cărămidă nu poți să înțelegi un proiect și valoarea lui și de ce se cere peste 6.000 de euro pe metru pătrat construit. Absolut, că na, pare fabulos și pare fabulos pentru majoritatea oamenilor din România, care de ce să cheltuie atât de mulți bani? De ce? Chiar așa, de ce se cheltuie atât de mulți bani pe un apartament? Nu știu, nu te duci undeva la casă, unde vrei mai mult spațiu. Adică pentru confort. Uh-huh. Adică marea majoritatea oamenilor cumpără pentru confort, confortul de a locui lângă birou, confortul de a locui lângă grădinița. Adică am avut oameni care au copii la grădiniță în zona Dorobanți sau la școală și și-au luat în Dorobanți. Ăsta este motivul pentru care și eu m-am mutat în Herăstrău. Ăsta e motivul pentru care fac anumite exituri din Dorobanți în zona Pipera, tot pentru școală. Adică foarte mulți cumpărători la nivelul ăsta premium luxury se mută pentru copii și pentru confortul lor. Cine sunt de obicei clienții voștri? Care e, hai să spunem, tiparul? Sau, tiparul, cine are bani să cumpere și cine apelează? Păi, de exemplu, avem cumpărători din farma, okay. Avem cumpărători din IT, foarte mulți cumpărători din IT. Printre asta e număr și WayPet. Ok, că ei au ieșit la bursă. Da, am câțiva clienți de la WayPet care mi-au devenit și prieteni. Sunt niște oameni extraordinari și analizează foarte bine în momentul în care, adică sunt acei oameni care își doresc foarte mult consultanță. Adică înainte să cumpere, ei vor să înțeleagă zona respectivă, știi? Și noi aici avem niște zone foarte bine cu istorie. Adică avem zona de Dorobanți Capitale, avem zona Primăverii, avem zona Floreasca, avem zona Herăstrău, avem zona Aviatorilor și trebuie să înțeleagă fiecare zonă și de ce să dai acești bani, pentru că pentru ei banii nu sunt o problemă, adică scot banii din buzunar atât când înțeleg de ce să scot acei bani. Și bineînțeles, nu în ultimul rând, oameni din criptomonede, că după cum știm, în 2010 un Bitcoin valorea 30 de cenți și acum valorează 45.000 de dolari. Gândește-te că sunt români care au cumpărat atunci
și au câteva milioane bune în cont și pentru confort de ce să nu stai în cel mai drăguț proiect și pentru comunitate. Adică mulți oameni cumpără și pentru este X în blocul respectiv, merg și eu acolo. Adică oamenii care sunt bogați își doresc să se înconjoare de oameni bogați. Își doresc să mănânce, să ia prânz împreună cu oameni bogați și atunci ei fac schimb de networking. Adică ei nu se opresc niciodată din a face networking, cum noi ne dorim să facem networking cu ei, așa și ei își doresc să facă networking între ei și își aleg unul din criterii pe cine am vecin, ca să știu dacă mi-asociez imaginea cu vecinul X sau vecinul Y. Ca să ne ducem puțin și spre arhitectura spațiilor respective, știu că la Rahmaninov e un lobby destul cel mai mare lobby, da. Cel mai mare de 600 lobby. De metri pătrați. Ăsta a fost un scop al dezvoltatorului ca să aducă oamenii împreună. Da, acolo. Dezvoltatorul și-a dorit un proiect ultra luxury cu serviciu de concierge, în adevăratul sens al cuvântului, adică exact acel concierge pe care îl găsim și la hotel, la hotelele de 5 stele și a reușit. Adică a reușit să creeze un lobby impunător. Gândește că în acel lobby el a pierdut două apartamente, adică el a pierdut câteva milioane doar pentru acel lobby și pentru a te mândri tu care stai acolo cu în momentul în care îți vine cineva în vizită cu ce lobby drăguț ai sau chem pe cineva la tine sau ai un meeting în lobby-ul proiectului, să simți de ce ai dat bani, știi? Să nu simți doar casa, pentru că interiorul apartamentului ți-l poți personaliza, dar să poți să te simți bine și când ieși din interiorul apartamentului. Pentru că știu, mare parte din proiectele astea și noi am oferit servicii de topografie, de scanare 3D și chiar la Rahmaninov a fost un proiect în zona de fațadă și știu și din arhitectura proiectului. Vă să te întreb, care e stadiul de vânzare acum sau de ocupare al apartamentelor? În proiectul Rahmaninov, da. Păi stadiul de ocupare e peste 70%, mai avem vreo 30% spații libere, apartamente și merge din ce în ce mai bine. Adică numai noi am tranzacționat de la începutul anului undeva la 20 de unități. Oho, 20 de unități. Cam câte unități tranzacționați voi lunar în medie? Păi în medie cred că tranzacționăm în jur de 20-30 de unități. De peste 300.000. 20-30 de unități. Ok. Și e, acum, din câte știi, piața dinainte, e în creștere numărul ăsta? Da, piața e în creștere. Sunt bani în piață. Și toată lumea spune, a venit boom-ul, e boom. Eu aud cuvântul criză de 4 ani. Am cumpărători care de 4 ani spune că vine criza. Odată și o dată o să vină. La fel aud că suntem în boom și zic, momentan nu am făcut nu știu câte milioane de euro noi ca și companie să simțim că suntem în boom. Adică aud poveștile din 2008 unde erau rugați agenții imobiliari să iasă din birou ca să primească comisioanele. La noi nu se întâmplă așa, adică comisioanele sunt foarte muncite pe ore și ore și ore de consultanță plus zeci de ore de teren. Așadar nu pot să spun. E o creștere, dar nu e un boom. Nici nu e o criză, lucrurile merg normal cum ar trebui să meargă, mai ales pe nișa premium, unde nu depinde de un anumit factor ca să cumpere. Omul care are bani acum nu i-a făcut în ultimele 60 de zile și nici nu-i pierde în următoarele 60 de zile. Sunt bani făcuți în timp, bani munciți. Și atunci nu avem un impedit, din contră, avem puține proiecte și ce să livrăm, avem puține unități pe care putem să le livrăm și versus cererea care există în piață. Apropo de puține proiecte, știu că în ultima perioadă nu s-au mai construit multe birouri, sau în sfârșit s-au finalizat majoritatea. Și o parte din clădirile destinate pentru birouri au fost regândite, transformate spre... Corect. Și noi avem un portofoliu, un astfel de proiect, One
One Verdi Park, la fel, unul dintre corpuri era destinat pentru birouri și s-a făcut tranziția către rezidențial. Și avem acum un super proiect acolo, pentru că avem înălțimi de 3 metri și e ceva wow, adică cu o vedere impresionantă către Parcul Verdi. E unul dintre proiectele noastre de referință în zona Floreasca, Parcul Verdi. Pe lângă asta mai avem și dezvoltatori care au venit către noi să ne ofere blocul în exclusivitate, care înainte era prevăzut ca și birouri. E la gri și am putut să cerem reautorizarea pentru partea asta rezidențială, ceea ce pe mine mă bucură foarte mult, pentru că nișa noastră momentan este doar rezidențial de lux, nu birouri. Și atunci fiecare clădire care din birou s-a transformat în rezidențial, pe noi ne bucură că avem un asset în companie pe care putem să-l valorificăm împreună cu către clienții noștri. În afară de One, care majoritatea prin divizia One, știu că fac apartamente în zona asta de lux, mai sunt dezvoltatori? Da, el e principalul dezvoltator ca și număr de apartamente pe zona premium. Mai avem dezvoltatori, avem proiectul din Herăstrău, în Herăstrău, la fel în jur de 300 de apartamente, dintre care e integral vândut, adică cred că au mai rămas vreo 20 de unități. Chiar mâine tranzacționez penultimele penthouse-uri în acel proiect. Mai avem blocuri butic, mai avem Rachmaninov, mai avem blocuri butic în Varșovia, în Chiselev. Avem un proiect butic în Chiselev, ceva extraordinar, adică ce a putut să facă dezvoltatorul acolo. Numai balcoanele au costat în jur de 3.000 de euro pe metru pătrat și cred că plantele în jur de 600.000 de euro, numai plantele aduse din Germania. Am înțeles, să le căutăm, și noi. Bun, mai clar că voi lucrați mult și interacționați oameni cu bani și oameni care își caută eventual casa lor. O să vorbim și despre cei care caută să investească în apartamentele astea. Sunt ei extravaganți, vin cu tot felul de cereri nemai întâlnite, e dificil de comunicat cu ei, sunt mai tipicari. Cum ei descrie pe... Sunt tipicari. Am oameni care sunt foarte tipicari și acei oameni tipicari trebuie să-și cumpere în faza de proiect, da? Ca să-și deseneze și să-și facă totul custom. Am oameni excentrici care își doresc, de exemplu, avem aici în proiectul de unde filmăm, avem un tip care și-a făcut duplexul integral din piatră, adică a băgat în penthouse, cred că 3 tone de piatră. Și are și un piton în interiorul apartamentului. Avem atât de excentric. Avem oameni care sunt foarte comozi, adică vor să ia totul la cheie. Și ăsta e și motivul pentru care noi în anumite proiecte și mobilăm apartamentele, în așa fel încât să le livrăm la cheie. Și avem oameni care așteaptă, adică vor oportunități. Dar una peste alta, cred că avem un cocktail frumos cu oameni care mai devreme sau mai târziu tranzacționează. Am înțeles. Alte exemple, cum e cel cu piatra și cu pitonul, mai sunt exemple din astea tipice, că vor jacuzzi în dormitor. Okay. Vor piscină de exemplu, avem anumite penthouse-uri cu o terasă de 400 de metri unde se dorește o super piscină. Asta e un must-have pentru clientul meu, astfel nu relocez din locuința actuală, reloc. Și cam astea sunt. De obicei, dacă vor ei să-și amenajeze spațiile, vin cu arhitecți, voi interacționați? Da, cu avem trei colaboratori cu care interacționăm, printre care și Lemon Design, unde le oferim partea asta de servicii, pentru că noi ca și în companie ne dorim să fim full service, adică să servisăm clientul cu design, cu pe partea de arhitectură, cu tot ce înseamnă pus în practică, absolut tot, ca să-i dăm un produs la cheie.
și de multe ori avem cumpărători care se lasă pe mâna noastră și a specialiștilor pe care avem în echipă, în așa fel încât să nu își mai bată capul cu absolut nimic, doar ne dau ok-ul în diferite stadii ale lucrărilor. M-aș duce puțin, de obicei când majoritatea proprietăților bănuiesc că sunt în zona asta de nord, cumva știm cum arată orașul, dar e cineva care vine și zice, mă, nu-mi place zona asta, mi-ar plăcea apartamentul aici, dar nu-mi place zona datorită, nu știu, unui, hai să zicem, urbanism deficitar, da. Că e greu cu accesul. Avem și astfel de oameni. De exemplu, cea mai mare problemă noastră e în Herăstrău. Adică pentru că fiecare a construit cum a putut, cum a știut, și în momentul în care am venit în piață cu acest proiect pe un hectar de teren, adică am lăsat și 20-40% din cut spații libere, spații verzi, am avut problemă cu view de jur împrejur. Adică a fost puțin dificil ca să înțeleagă oamenii că de fapt view nu ne aparține. Și pe noi ne aparține și ceea ce construim noi acum în interiorul proiectului. Doar că oamenii au cumpărat și aici unde nu am avut parte de un view, ca să zic așa. Au cumpărat pentru proximitatea parcului. Adică e o resursă importantă pentru un lifestyle de zi cu zi să locuiești lângă parcul Herăstrău. Bun, asta cred că e un feedback bun pentru, hai să spunem, toți dezvoltatorii, dar și pentru noi restul care locuim în București, că ne-am dorit clar mai mult spațiu verde. Ce altceva le-ai transmite dezvoltatorilor preluat de la clienții voștri? Din nevoile lor, bănuiesc că e o discuție continuă mai departe. Un layout mult mai bine desenat. Clienții, marea majoritate a clienților își doresc camere mari, băi mari, terase mari. Adică nu cred că am foarte mulți cumpărători care n-au cumpărat din cauza acestor spații mici, pentru că a spus ok, nu știu, costă 700.000 un apartament de 4 camere și am 120 de metri pătrați util. Eu pot să plătesc un milion, dar să fie 200 de metri pătrați util. Și atunci oamenii își doresc spații mari. Adică nu putem să vindem luxury cu dormitoare de 12-13 metri pătrați. Nu putem să vindem luxury cu terase de 10 metri, 12 metri. Și nu putem să vindem luxury la periferie. Am înțeles. Adică ar prefera să, probabil, s-ar vinde mai ușor luxury 2-3 camere pe aceeași suprafață decât 4-5. Da, pentru că adică în Rachmaninov Residence am intermediat tranzacție de 550.000 de euro la un apartament de două camere. Doar că avea 139 de metri pătrați. Uh-huh. Adică clientul meu nu și-a dorit să tea doar el și cu prietena lui, nu și-a dorit un spațiu mai mare, doar că a obținut un spațiu de dublu, triplu cât sunt apartamente de două camere regular într-un proiect normal. Am înțeles. Vorbeam de că nu-și doresc clienții periferii. Unde se mai dezvoltă sau care ar fi zonele cu potențial de dezvoltare? Zona jandarmeriei. E o zonă cu mare potențial și acolo avem două proiecte de care ne ocupăm, unde exact în mijlocul pădurii, lângă unde a făcut domnul Țiriac acel complex senzațional, Stejarii, da, Country Club. Și cred că e un viitor pol de dezvoltare zona aia. Și acolo câte unități se construie sau câte? Avem undeva la 250 de unități, tot așa un proiect cu 5 blocuri pe plus 5, 250 de unități cu spații mari, cu dormitoare mari, cu terase mari și un view în mijlocul naturii. Uh-huh. Și unde în rest ar mai exista potențial de genul ăsta? Și mă refer aici nu doar în București, ci în nordul Bucureștiului. Mai avem acum un foarte mare potențial și cei de la One United Properties a fructificat aceste terenuri pe malul lacului Tei, în aproape de Barbu Văcărescu, pe fabrica de glucoză. Se mai dezvoltă lângă Laguna Rez niște proiecte foarte drăguțe și foarte frumoase, luxury, cu vedere la lac. Uh-huh.
Bun, în rest în țară, unde se mai dezvoltă luxury? Se mai dezvoltă bănuiala și din ce știu ar fi ori Mare la Munte. Mare Munte aici. Mare Munte, avem câteva proiecte și la mare, avem un proiect în exclusivitate Ezdrezenț de care ne ocupăm, unde exact pe plajă, ca să zic așa, lângă Hotel Savoy, avem un proiect butic, mai avem vreo 10 unități disponibile. Și tot așa, integrate cu concierge, cu toate apartamentele se livrează custom pe nevoia clientului, făcute de divizia noastră de design. Și la munte, la fel în Poiana, Brașov, mai avem un proiect tot așa de apart hotel, unde urmează să fie finalizat în undeva în 16 luni. De ce, pe lângă faptul că își caută casă, e clar că o parte din tranzacțiile făcute acum au rol investiții? Pentru da, că încă există un randament bun în piață? Corect, încă există un randament bun în piață, adică randamentul e între 4-6% pe zona rezidențială. Un randament foarte bun, adică ținând cont de faptul că la bancă nu primești nimic de bani ăștia. Și ieri am auzit o vorbă de la un tip, un dezvoltator, care acum este în postura de cumpărător, a dezvoltat foarte mult pe zona asta de birouri în trecut. Și mi-a spus că un investitor deștept cumpără scump și un investitor mai puțin deștept cumpără ieftin. Ăsta a fost și motivul pentru care el a venit într-unul dintre cele mai frumoase proiecte la noi în Varșovia 6 și își dorește să cumpere o unitate care e peste 1,5 milioane. Asta pentru că penthouse-ul nu mai e disponibil, dar era interesat de penthouse care e peste 3 milioane de euro. Și atunci mi-am dat seama că sunt și astfel de investitori care își doresc piese rare. Aceste piese rare în timp vor avea o valoare mult mai mare, până la modul în care poate să și dubleze valoarea de piață. Pentru că aceste piese rare, aceste proprietăți în zone foarte bune sunt precum arta. Adică când ai cumpărat un tablou, l-ai cumpărat cu un leu și peste 20 de ani poate să fie un milion de euro. Ai idee cam cât se investește din valoarea unui apartament în designul interior? Aici ai pomenit tu cuvântul artă și de asta m-am gândit repede la arhitecți care vor să-și pună amprenta în astfel de apartamente și mă gândesc că se creează unicate. Da, se creează unicate, adică sunt oameni care investesc între 20 până la 50% din prețul de cumpărare al imobilului. Adică avem un triplex în zona Herăstrău care e 4 milioane și a costat 1,8 milioane el, plus încă vreo 2 milioane amenajarea lui. Adică s-a dus până la 100% din valoarea de investiție. Am înțeles. Deci e clar că există și o piață bună pentru arhitecți. Adică cred că aici vorbim de un investitor excentric. Adică un om care își dublează în mobilier valoarea oferită pe imobil. Vorbim deja de lucruri excentrice. Dar ponderea e între 20 și 50% din valoarea de investiție. Adică dacă am dat, nu știu, un milion, mă duc între 200 și 500 de mii cu o mobilă custom luxury pe nevoia cumpărătorului. E clar că există astfel de milionari, miliardari excentrici. E clar că avem nevoie cumva de mai mulți oameni de acest fel, eventual care se îmbogățesc, uite, investind în companii de tehnologie și așa mai departe. Adică avem nevoie, nu de alta, dar vrem să crească în toată țara și cu cât sunt mai mulți și nu sunt localizați, hai să zicem, cum erau înainte în cine știe ce proiecte sau cum se făceau bani înainte, acum e clar că e mai transparentă. Dacă se fac bani din afaceri legale și se cheltuie bani în România și nu își cumpără apartamente doar la Monte Carlo sau mai știu eu unde, e bine că se investesc banii ăștia din România. Cum se cumpără apartamentele de obicei? Cu banii jos? Sunt apartamente de valori mari cumpărate și cu ajutorul băncilor prin rate? Da, sunt apartamente de valori mari care se tranzacționează și cu credit. Majoritatea cumpărătorilor noștri cumpără cu credit pe firmă.
Adică costă 1 milion apartamentul, vin ei cu 300.000 de euro, 30% din valoarea imobilului, restul 70% banca. Avem câteva credite ipotecare pe persoană fizică, dar undeva la 400.000-500.000 de euro. Dar marea majoritate cumpără cu credite pe firmă, adică pe societăți, vorbim de oameni de business. Nu putem să nu vorbim de oameni care câștigă un salariu și cumpără un apartament de 2 milioane. Absolut, nici n-ar fi sănătos să fie doar din salariu. Dar avem foarte mulți oameni, adică foarte mulți oameni în companii multinaționale care au salarii de mii, zeci de mii de euro și tranzacționează proprietăți de până într-un milion. Pentru locuință proprie. Da, da, da. Și majoritatea sunt români sau aveți și clienți? Majoritatea sunt români, adică pot să zic că din 100% tranzacții 80-85% sunt români și 15-20% expați. Vreau să salut și pe cei care se uită în live. Dacă aveți întrebări pentru Alexandru, acum e ocazie bună. Dacă nu, îl găsiți apoi oricând și pe site, pe angluxury.ro. O să arătăm și imagini de acolo și o să vorbim și de pe echipă. O salutăm și pe Violeta și pe Victor Stan, care ne spun bună ziua. Salutări tuturor, mulțumim că sunteți alături de noi în live. Bun, hai să, că tot avem imagine, povestește-ne despre echipa ta și care sunt valorile care vă unesc. Nu de altă, pe mine ce mi-a plăcut din online și cred că e un lucru pe care l-am remarcat, măi, când sărbătoriți voi câte o tranzacție pe aici și văd că aveți și sticle pregătite în partea. Da, da, noi cred că ce ne unește foarte mult e încrederea. Avem încredere reciprocă unul în celălalt, loialitatea e foarte important, cred că e o caracteristică foarte importantă la noi și pierdută de mulți dintre oamenii care lucrează în domeniul ăsta, loialitatea. Cred că asta ne unește cel mai mult și oamenii care au rămas alături de mine au rămas datorită acestei loialități și scopul meu este să le răsplătesc cu aceeași monedă, drept pentru care am deja 6 parteneri în companie cu care o să mă extind în sistem de asociere cu ei și o să mai deschidem aceste buticuri ca fiecare om să ne găsească la parterul blocului, spun eu, adică într-o zonă foarte bine poziționată, vorbim de Dorobanți Capitale, Calea Victoriei, Primăverii și dorim să fim aproape de ei ca și consultanți, dorim să fim prezenți în aceste cartiere și cred că cel mai important e că și ei își doresc să facă lucrurile altfel. Adică suntem o echipă altfel, care facem lucrurile altfel, tocmai din acest motiv și sărbătorim altfel. Adică tot ceea ce facem ne caracterizează. Adică așa suntem noi într-o stare naturală, nu facem că am văzut la X, la Y. Când am intrat în business ăsta, am intrat ca și owner, n-am copiat know-how să lucrez în alt domeniu, adică în altă agenție și să iau de acolo know-how și să fac eu business-ul meu. Am crescut organic. Și acești oameni care au rămas lângă mine au și acest lifestyle care ne caracterizează și practic așa ne simțim noi bine, pentru că dacă stai să analizezi marea majoritate a oamenilor cu bani, ai observat, nu știu, când mergem într-o vacanță, observăm că la micul dejun sunt anumiți oameni care beau șampanie. Aia îi caracterizează pe ei, un lifestyle pentru ei, așa trăiesc oamenii cu bani. Șampania nu se bea doar când ai nuntă, cununie, botez și așa mai departe, astfel de zile super importante în viața unui om. Șampania se poate bea și în fiecare dimineață la micul dejun sau când sărbătorești niște lucruri normale. Până la urmă sărbătorim faptul că un client de-al nostru și-a găsit o casă, casa visurilor lui. Și asta sărbătorim, de multe ori sărbătorim și cu clienții noștri. Doar că ne pozăm doar noi fără să păstrăm așa nivelul ăsta de luxury super private pentru clienții noștri. Uite, acum mă gândeam, Andrei și noi poate sărbătorim mai des în edițiile Graphene Talks de dimineață, luăm și noi modelul și bem câte un pahar de șampanie, da, dimineața. Ce crezi că, măi, e clar că pentru, sau e clar
mă gândesc că acum pentru un agent imobiliar care vrea să crească în zona asta de luxury și comisioanele sunt pe măsură, adică poți să câștigi foarte mulți bani. Cât câștigă un top performer la voi? Aici nu ne gândindu-vă la tine, la Nicoleta, da, care duceți. Păi am cel mai consultantul numărul 1 de la noi de la începutul anului până în prezent, am casat undeva la 120.000 de euro. Uh-huh. Cam ăla e, și pe urmă avem cu 180, 70, 40 și așa mai departe. Ce trebuie să facă sau ce face el diferit? Gândindu-mă la sistemul de francize din imobiliare, la care și noi ne-am uitat când am construit franciza, și uitându-mă la americani, vedeam, era statistica în felul următor, adică 5% din agenți îți produc de fapt 90-95% din tot business-ul. Adică cine e bun o să apese pedala la maxim. Aici mă gândesc că voi vreți să construiți o echipă de cei 5% pe care să... Exact, asta este scopul. Scopul nostru nu să am un agent top performer, toată echipa să fie top performer. Pentru asta am creat un sistem de bonusare pentru echipă, în așa fel încât fiecare colaborare să fie răsplătită și să influențez cât mai mult munca în echipă și munca în colaborare. Drept dovadă, consultantul din compania noastră primește bani doar dacă recomandă un număr de telefon de la o proprietate sau de la un cumpărător. Primește bani dacă are un contract cu acel cumpărător, dar nu se mai ocupă de acel cumpărător și închide altcineva. Sau primește bani dacă recomandă către un alt consultant. Cred că ceea ce îmi doresc eu de la echipa mea e ca toată lumea să încaseze. Noi ne-am uitat puțin peste statistici și statisticile spun că 80% dintre agenții imobiliari, agenți, da? Cuvântul agent imobiliar, pentru că e o diferență între agent și consultant imobiliar și o să spun și mai târziu care e diferența. 80% dintre agenții imobiliari câștigă sub 3.000 de lei pe lună și 20% câștigă peste 3.000 de lei pe lună. Și uite că vin eu cu nișa asta luxury și am eliminat cuvântul broker sau agent imobiliar și noi ne numim consultanți imobiliari pentru că ne oferim consultanță în primul rând. Nu ne întâlnim pe teren să-ți vând o proprietate. Prima dată trebuie să aflu cât mai multe despre tine. Și ne dorim să ridicăm ștafeta la 10.000 de euro încasări per consultant. Și de cele mai multe ori în această echipă ne iese acel 10.000 de euro pe lună per consultant. Adică e de nu știu câte zeci de mii de ori mai mult decât aia 3.000 de lei pe lună per agent. Dar facem lucrurile altfel, adică venim la birou, avem în fiecare dimineață meeting-uri, pentru că eu merg și vorbesc cu agenții în piață și oamenii cu cât știu mai multe, cu atâta respectă mai puțin din ceea ce știu. Adică cu cât știu mai multe, cu atât nu mai vin la birou, cu atât lucrează singur mai mult, cu atât. Și pe nișa asta de luxury nu poți să lucrezi singur, nu poți să tranzacționezi singur. Asta e motivul, asta e cheia succesului nostru, echipa pe care o avem. Avem o echipă super angrenată în joc, căruia îi place să se antreneze. Adică diferența dintre eșec și succes e diferența dintre face antrenamente sau ne vedem doar la meciuri. Pentru că când ai experiență în imobiliare, tinzi să te vezi doar la meciuri. Și meciurile sunt când te întâlnești unul la unul cu clientul. Fără, în lipsa unui antrenament, unul la unul cu clientul dai kicks. În momentul în care ai foarte mult antrenament cu echipa, tu știi foarte multe proprietăți din piață și poți să faci foarte multe conexiuni. Și când ai intrat în meci oficial, unul la unul, în consultație cu clientul, tu cu acele conexiuni le-ai pus cap la cap și poți să-i livrezi proprietatea ideală. Excelent! Ăsta e un sfat absolut minunat pentru toți care vor să facă vânzări. România are nevoie de oameni buni de vânzări, care să înțeleagă că nu e doar o carte citită și poate o să vorbim și de cărți și de cum te-ai format tu ca om de vânzări. Nu e doar despre o carte citită și de ce faci zi de zi și cum te antrenezi zi de zi și cum te întâlnești cu echipa, vorbești aceeași limbă în cadrul echipei ca să știi să vorbești aceeași limbă și cu clienții și să faci antrenamentele respective ca să fii bun, vorba ta, în timpul meciului. Cum, de unde
pasiunea asta pentru vânzări? Că e clar că sunt tehnici de vânzări, multe în România le întâlnești mai greu și am discutat noi și Mie întotdeauna mi-a plăcut să vorbesc. Țin minte că mama îmi spunea când eram mai mic că vorbești mult și prost. Și a trebuit să-mi găsesc o vocație în care să vorbesc, adică dacă vorbesc mult, să nu vorbesc prost. La începuturile în domeniul imobiliar, când am început acum vreo 10 ani, vorbeam foarte mult, nu ascultam clientul. Pe nișa cu care am început era ok, vorbeam atât de mult încât clientul zicea, da, hai scoate contractul, semnăm, făceam niște închiriere. De-a lungul timpului mi-am dat seama că trebuie să asculți mai mult și să vorbești mai puțin. Dar cred că principala calitate e că îmi plac foarte mulți oameni și îmi place foarte mult să vorbesc. Apropo, luăm acum iar o lecție de vânzări în cadrul interviului. Avem o gură și două urechi, asta să zicem vânzări. Adică vorbești odată, asculți de două ori mult. Asta e clar. M-aș întoarce puțin la proprietăți. În piața din România e cunoscut că se construiește, mai ales în vremuri din asta în care orice se cumpără imediat, se construiește mult și se construiește de cele mai multe ori prost. Adică faci o investiție și apar după aia probleme. Curge apă în parcarea subterană, lifturile cu probleme, asfaltul pe lângă. Și sunt situații din astea zi de zi, lumea mai vine la mine uneori să-i cumpăr, unde ar trebui să-mi cumpăr, și eu zic din experiențele văzute și mai ales știind ce oameni au investit sau au construit. Fără să intru în detaliu, fiecare își asumă. Eu spun doar părerea mea, fără să intru în detaliu. Ce se întâmplă în zona de lux? Își permit dezvoltatorii să facă asemenea greșeli? Se întâmplă? Au venit clienți după aia la voi? Ce mi-ați făcut? Unde m-ați băgat? Nu se întâmplă. Pentru că, în primul rând, dezvoltatorul care construiește premium, el știe că are în spatele lui nevoie de o echipă. Exact asta e diferența și între o agenție micuță cu 3 agenți imobiliari și o companie mare cu 20 de consultanți imobiliari. Oamenii care vând luxury înțeleg că au nevoie în spatele lor de o echipă, de o echipă acreditată. Adică au nevoie de un consultant bun, au nevoie de un arhitect bun, au nevoie de un constructor bun. Adică nu, momentan nu avem în top, nu știu, 10 dezvoltatori premium în zona de nord, unde să găsim, nu știu, constructori no-name sau să-și facă ei propria lor divizie de construcții sau să aibă propria lor divizie de designeri. Adică oamenii înțeleg la nivelul ăsta că ai nevoie de experți pe fiecare post în parte. Ați avut dezvoltatori pe care i-ați refuzat? Da. Și avem în continuare. Pentru că luxury egal experiență. Nu poți să vinzi luxury dacă nu ai o experiență. Și ca să ai această experiență, tu ca dezvoltator poți să ai doar bani, dar să obții acea experiență din jurul oamenilor cu care faci acest business. Nu poți să vinzi luxury cu amatori și nici să construiești cu amatori. Se folosește mai nou tehnologia în apartamente. Adică sunt, nu știu, apeși pe tot felul de butoane, vorbești cu, se stinge lumina, se stinge, se încălzește apa. Da, acum devine un standard acest smart home, care el poate fi optimizat la cel mai înalt nivel, să-ți pornească căldura la ora X, muzica, să curgă apa în cadă la ora Y și așa mai departe. Adică aceste proiecte acum intră în standard aceste facilități. În zona de PropTech folosiți tehnologie pentru vânzare, adică tururi virtuale, mă gândesc. Poate o previzionare. Mai ales în pandemie am folosit foarte mult, acum mai puțin, dar în pandemie am folosit destul de mult toată zona asta de tururi virtuale, videouri la proprietăți. Adică mergeam, făceam ca să putem să interacționăm cu clienții noștri, pentru că a fost foarte, foarte greu în perioada de lockdown. Dar am trecut peste și eu cred că ăsta e viitorul. Noi vrem să ne implementăm în cadrul companiei acel ochelar VR,
când vine clientul la consultanță, deja să se și vadă în apartamentele pe care sau în proiectele pe care urmează să le, să le vizioneze, tot pentru a câștiga timp, pentru că luxury egal am câștigat timp. Omul nu mai are oamenii în domeniul nostru cu care interacționări, ei au nevoie de timp, că ei bani au. Și atunci fac orice numai să le, să-i scutești de ore pierdute. Da, citeam chiar de curând că, de fapt, independența financiară se referă la avea cât mai mult timp. Cât mai mult timp, corect. Exact. De asta a câștigat Uber-ul atâta piață, că e simplu de ajuns cu mașină, de luat o mașină, de ajuns de la locul A la B. Și, practic, ei, chiar dacă par valori mari pentru 99,9% dintre români, de fapt, toți oamenii cu bani cumpără în mare parte timp. Timp, și, corect. Și asta este și motivul pentru care noi, când le oferim această consultanță, o oferim și la biroul lor. Adică mergem în birou, la biroul cumpărătorului, potențialului cumpărător sau investitor sau vânzător, și se bucură foarte mult, pentru că în timp ce mai trimit un mail sau mai vorbește cu secretara sau... putem să avem și noi 15-20 de minute de dialog în care să ascult, să văd exact ce își dorește, ca după aceea să mergem pe punct ochi, punct lovit. Cred că înainte oamenii își doreau foarte mult să se plimbe, să facă foarte mult turism imobiliar, și se mai întâmplă și acum, doar că la nivelul ăla low-medium, în care oamenii, când nu au, vor să se asigure că nu pierd banii pe care nu iau. De partea asta baricadei, oamenii știu ce există în piață, n-au timp să vizioneze tot ce există în piață și au nevoie de un consultant acreditat cu experiență, care l-a validat, ori l-a validat un alt cumpărător înainte și l-a recomandat, ori l-a validat piața, ori prin diferite metode ajunge în fața lui și merge pe încrederea consultantului. Adică în momentul în care îi facem un overview asupra pieței și spunem că din top 20 de proprietăți pe care în mod normal fără un consultant le-ai viziona, că nu știi care e aia mai bună și așa, în momentul în care faci acest overview și spui și plusurile și minusurile de la acea proprietate sau din acel proiect, alege top 3-4 și acele proprietăți vor fi vizionate și tranzacționate. Care sunt cele trei criterii sau primele, principalele trei criterii prin care un... om ia decizia să se mute într-un apartament de lux? Păi adică... în afară de location, 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 clientul face exit doar pentru o proprietate cu peste 50% mai mare decât ce are în prezent. Ok. Pentru un view mai bun și pentru tot ce înseamnă aceste facilități pe care ți le oferă proiectul. Okay. De la spălători avem în Herăstrău, un proiect în Herăstrău, unde avem toate aceste facilități. Adică avem concierge, avem sală de fitness, avem un 5-to-go, avem mega image, avem spălătorie auto la subsol. Avem toate aceste facilități, ca în momentul în care ajungi acolo să nu mai trebuiască să mai părăsești condominium și să mergi la cumpărături sau să mergi să-ți duci hainele la spălat. Crezi că o să se tot ajungă? Tot pentru a câștiga timp. Și vă spunem, cei de la Nordi sau un proiect, sincer nu mai rețin exact unde, dacă la munte, dar unde era definit mai mult ca spre apartament într-un hotel. Adică mult dus în zona asta. Și era o întrebare al arhitectului Șerban Țigănaș. Măi, cât se mai apropie după aia de noțiunea de casă dacă te duci prea mult spre... Bine, aceste investiții pe care le fac cei de la Nordic sunt investiții de vacanță. Uh-huh. La mare, la munte, sunt investiții de vacanță unde îmbini, apar hotelul, adică îmbini camera ta proprie, că poți să o ai și să o folosești două luni pe an, versus când nu vrei să o folosești, să poți să o folosești în regimul hotelului, să poată să fie închiriată și să-ți producă un randament. Am înțeles. Cum crezi că o să meargă de acum încolo piața de luxury? Vine criza, nu vine, o să se construiască cu atât mai mult? E clar că intrați în legătură cu dezvoltatorii. Sunt pregătiți să tureze motoarele mai mult?
nu știu, mă gândesc la cei care dezvoltau birouri înainte. Se gândesc să vină în zona asta de rezidențial? Cred că 20-30% din ei se gândesc și mă refer aici la dezvoltatori care dezvoltă birouri micuțe, adică până în 10.000 de metri pătrați. Se gândesc să facă transferul către rezidențial. Cât o să meargă piața, nu știu să spun. Ceea ce cred, eu cred că cel puțin 2 ani de acum înainte o să fim așa într-o efervescență a-ți updata proprietatea. De ce spun chestia asta? Pentru că gândește că marea majoritate a cumpărătorilor de lux au cumpărat prin 2007, 2008, 2009 dezvoltările din zona de nord. Acum avem alte proiecte cu un alt upgrade și oamenii vor să facă acest upgrade. Și momentan nu știu dacă au făcut mai mult de, nu știu dacă 10-15% au făcut acest upgrade și sunt foarte mulți doritori să facă acest upgrade și așteaptă aceste proiecte să se finalizeze. Adică majoritatea dezvoltatorilor care dezvoltă rezidențial de lux la noi sunt, adică au bani pentru a finanța, nu se finanțează din vânzările pe care noi le tranzacționăm. Aveți un procent, bănuiesc, și la prevânzare, adică nu la primul cumpărător? Cred că dacă înainte revânzarea era 70% și proprietate nouă, adică direct de 30%, cred că acum este invers. Cred că avem 70% oameni care tind către proprietate nouă și vreo 30% care tind și n-au bani de acea proprietate nouă și se duc către revânzare, cu amendamentul că de multe ori revânzările sunt puțin mai scumpe decât dezvoltările noi și asta, aici intervine acest blocaj și nu se tranzacționează. Oamenii care înțeleg că o proprietate mai veche, uzată, ai nevoie de un upgrade, trebuie să mai negociezi, acele proprietăți se tranzacționează. Tu acum unde locuiești? Într-un apartament de genul ăsta? Într-un apartament construit în 2018, adică relativ nou proiectul. Dar și eu doresc ca în următoarea perioadă, la anul cel trebuie să fac un upgrade. Să n-a fac un upgrade nu datorită anului de construcție, ci mai degrabă datorită, adică vreau mai mult spațiu. Și unde, adică care ar fi din apartamentele tranzacționate unul pe care ți-l dorești sau ți l-ai fi dorit, indiferent ce? Adică păi am mai multe. Pot să fac așa un top 5 proprietăți unde mi-aș dori să locuiesc. Mi-aș dori să locuiesc în Rahmaninov Residence, mi-aș dori să locuiesc în One Herăstrău Park, mi-aș dori să locuiesc în Herăstrău, în Win Herăstrău sau acolo în penthouse. Mi-aș dori să locuiesc aici în Varșovia, adică aici e ceva senzațional. Și cu siguranță în viitor voi locui în aceste proiecte și sper ca în viitorul nu foarte îndepărtat să dețin și proprietăți în astfel de proiecte. Bun, pentru asta ai nevoie de un business puternic, asta e clar. Cum vezi tu business-ul crescând în următorii 5-10 ani? Păi cred că suntem la o capacitate de 10% din ceea ce putem să livrăm. Cred că pot să duc business-ul ăsta la plus 10 milioane de euro cifră de afaceri pe an pe zona asta rezidențială de lux. Pe lângă asta am intrat cu un proiect în dezvoltare, urmează să primim autorizația să facem un proiect de 10 case premium cu piscină în zona Mocoșoaia. Și în paralel cred că pot să fac pe sufletul meu această dezvoltare cu niște proiecte boutique, case în special, și să ajung la nivel de excelență pe zona asta de intermediere de lux în zona de nord, pentru că e o nișă virgină și suntem în continuă expansiune. Noi recrutăm non-stop, avem un program de training foarte bine pus la punct. Se desfășoară pe intervalul de între 2 săptămâni și 1 lună de zile. Avem un training și ne dorim să aducem cât mai mulți consultanți cu experiență în cadrul companiei, să putem să ne extindem, pentru că avem proiecte și nu avem suficient de mulți consultanți pe câte proiecte și câte cereri ne intră în fiecare zi în companie.
Ce faci pe lângă muncă? Ce hobby-uri ai? Cu ce ți ocupi? Călătorim foarte mult, adică încercăm să avem așa să ne deconectăm o dată la 2-3 luni și mergem destul de des prin Europa. De când am născut-o pe cea, soția pe cea mică, de vreo 3 ani n-am mai mers în America. Ne dorim foarte mult să ne întoarcem la anul. Sper să prindem loc la un festival să ne întoarcem la anul prin aprilie. Cam atât fac. Adică când nu sunt la birou, sunt în vacanță. În rest, sunt la birou, cred că de luni până sâmbătă, mai puțin duminica când avem anumite întâlniri, meeting-uri, cursuri sau anumite vizionări. Bun. Ce carte ai recomanda vis-a-vis de vânzări? Adică se apucă cineva și vrea, a văzut clipul ăsta și mi-ar prinde bine. Cred că aș fi util și eu ca, dacă aș ajunge consultant imobiliar în zona asta de lux. Parcă am niște skill-uri, dar aș vrea să mă apuc de undeva. De unde mă apuc? Păi în primul rând trebuie să te apuci de Biblia vânzărilor. Dar să o citești pe toată, pentru că sunt mulți care citesc 2-3-5 pagini. Am 10 cărți pe care le recomand consultanților mei. Tot așa, o carte foarte bună e Cel mai vestit vânzător din lume. Mai avem Vânzătorul de elită. Mai avem Cartea roșie a vânzărilor de Jeffrey Gitomer. Sunt cărți foarte bune pe care le recomand să le citească orice vânzător la început de drum, pentru că acolo o să prindă noțiunea de teorie și în momentul în care intră în procesul ăsta de vânzare, o să simtă noțiunea de practică. Și cu cât ai mai multă teorie, cu atât e mai ușor să pui în practică și atât e mult mai ușor să înțelegi ceea ce vrea interlocutorul de la tine sau ownerul sau managerul tău de la tine. Bun, ce l-ai sfătuit tu pe Alexandru Manea de la 16-18 ani? Ce să facă diferit? Să fi făcut imobiliare de la 17 ani, l-aș fi sfătuit. Da, bă, uite, e un moment bun, poate acum să regăsesc câțiva copii și să apucă de acum încolo. Că bănuiesc că e o piață care va fi tot timpul în creștere și... Da, și noi ne dorim, noi avem aici două divizii. Avem de agenții, fostul ANG Holding, că suntem în proces de rebranding. Și avem ANG Luxury Properties, adică în partea cealaltă, în continuare, eu mi-aduc consultanți fără experiență, le oferim un training și ne dorim să crească, pentru că îmi doresc să găsesc cât mai mulți oameni ca mine care să înceapă de la cu pași mici și să ajungă vânzători la nivelul la care am ajuns și noi, să facem business-ul ăsta de plăcere. Și de fapt, știi cum e, munca nu e muncă când îți place ceea ce faci. Și asta ne dorim și din partea oamenilor care intră în echipa noastră, să nu simtă jobul ăsta ca o presiune, pentru că presiunea e oricum în fiecare zi. Primim foarte multe nu-uri, foarte multe răspunsuri negative. Doar că dacă îmbinăm acest lifestyle cu această presiune, te poți dezvolta și poți ajunge un vânzător de succes. Și ceea ce îmi doresc eu foarte mult este să aducem business-ul ăsta la nivel de artă. Adică să efectiv să fim și noi tratați în România cum sunt tratați agenții imobiliari din America, unde acolo sunt, nu știu, artiști, sunt actori care lucrează în astfel de companii. Și chiar îmi doresc și eu să cresc împreună cu Nicoleta această companie, să ne vină fel și fel de oameni de la cel mai înalt nivel la care să pună umărul și să ducem această companie, în primul rând să fie foarte bine nișată pe zona de nord și după aceea să avem această expansiune la nivel național și, bineînțeles, visul meu e să ajung cu business-ul în America. Până mai două întrebări, că altfel o să ne prelungim și știu că ai ceva întâlniri după și n-aș vrea să rateze vreo tranzacție de milioane din cauza live-ului nostru. Pentru cine ridică mâna și vrea Biblia vânzărilor, o facem cadou. Dacă ridică cineva mâna pe live, ori pe Facebook, YouTube, LinkedIn, dacă ridicați mâna și spuneți că vă doriți, vă transmitem prin curier. Spune-mi, cel mai tânăr membru al echipei extinse, dacă e cineva care se apucă de, nu știu, la
18 ani a venit, a bătut la ușă și vreau să mă apuc de imobiliare, că mă simt inspirat și simt că aș vrea să fac lucrul ăsta. Poate să intre. Da? Poate să... Poate să intre. Avem în companie oameni care au 19-20 de ani. Adică avem în continuare. Am înțeles. Super. Am un tip care acum e partener cu mine, are 25 de ani și e de la 17 ani. Adică are vreo 7 ani. Excelent. Bun, ca o ultimă întrebare de încheiere, dacă Alexandru Manea ar fi președintele României, ce ai schimbat la România? Wow, e foarte grea, nu mă așteptam la întrebarea asta. Cred că a schimbat mentalitatea oamenilor. În primul rând, mi-aș dori să lucrăm mai mult în echipă, mi-aș dori să ajutăm mai mult și consider că ajutorul se va întoarce de la divinitate, nu de la omul pe care l-am ajutat. Și merg pe premiza cu ce oferi aia primești înapoi. Cred că mi-aș dori să fie o Românie și niște oameni mai buni și mai uniți. Că asta ne dorim, pentru că noi suntem, ca nație, suntem foarte dezbinați. Adică mă uit și când mergem în străinătate, când auzim că se vorbește, că unul vorbește română între noi, fugim de lângă el. În schimb, când vedem și noi alte nații la noi în România, turcii fac business între ei, englezii fac business între ei și sunt foarte uniți. Noi ne lipsește asta sau unitate, pentru că noi nu am fost așa educați, noi am fost educați și învățați în școală să fim individualiști, să ai doar tu 10, nu îl ajutați pe colegul de lângă tine să aibă și el 8, să ai doar tu și ăla să aibă 4, ca să ajungi la părinți și să zici uite ce bun sunt eu și ăla nu e atât de bun. Cred că asta am făcut noi diferit în cadrul companiei, ne dorim să fim toți la fel de buni și dacă nu suntem la fel de buni, înseamnă că toți suntem la fel de slabi, dar nu unul e mai bun și unul e mai slab. Și ca să închid, am o vorbă a antrenorului meu pe timpul când jucam fotbal. Am intrat într-o altercație cu un coleg și ne-am bătut în timpul antrenamentului și ne-a luat așa frumos de urechi și a spus: tu la ce echipă joci? X. Tu la ce echipă joci? X. Când o să joci tu la Y și tu la X, atunci aveți voie să vă înjurați și să vă bateți. Până atunci, sunteți la fel de bun sau la fel de slab pentru că sunteți în aceeași echipă. Ok. România are nevoie de echipe. Mulțumesc mult, Alexandru Manea, pentru că ne-ai primit aici. O discuție super interesantă. Dacă v-a plăcut și vouă, ajutați-ne și pe noi cu un like, cu un subscribe pe YouTube, un like pe Facebook, dați-i share, intrați pe site-ul angluxury.ro, căutați-i pe Alexandru, Nicoleta și toată echipa. Ce să zic, hai să vedem, să-i urmărim și să ajungem cu toții să locuim într-un apartament primind consultanță de la Alexandru și Nicoleta, neînsemnând că ei să reducă valoarea apartamentelor tranzacționate, însemnând că noi vom ajunge mai bogați și financiar, dar și sufletește. Mulțumesc mult, Alexandru! Mulțumesc mult și eu! Ciao, pa, pa!